mama 15 turte să le dau la albine. O să ne băgăm în fa... O să ne băgăm în lăz să vedem ce se mai întâmplă, că am niște vești bune și sunt foarte entuziasmat să văd cum evoluează familiile. Astăzi sunt foarte, foarte ocupat. Am de lucru și la soacra în căsuță și de granulat, că s-au terminat cerealele granulate și de verificat pe la albine. Așa că am zis că scap prima dată de ce pot de dimineață, ce trebuie făcut neapărat de dimineață. Și apoi merem la altele. Na, dar ce faci acolo? Uite ce fac, că a venit și Andreea și a făcut curaj. Trebuie să-ți dau o mască, apropo. Că Andreea se cam ferește de albinele astea, că se teme de înțepături. Eu m-am obișnuit și cu înțepăturile. Vezi, ăsta e un urdiniș care îl poți pune la albine și așa și și așa. Și atunci e urdiniș mai mic, știi? Hai să-ți dau masca. Să te văd cum îți stă cu ea. O, ce bine îți stă! Caratistă! Hai să te dai și cu niște oțet pe mâini. Bine. Bun. Na, ce mă usturam, că tătătătă stă e tu. Lasă, că ți-a trece. Dar de ce te-ai tăiat? Te-ai tăiat sau ce-ai zgâriat? De când am lucrat cu zmeura? De când am lucrat cu fânul și cu baloță. Aoleu. No. Am dat foc aici și am uitat să bag pastile. No, am făcut. Cu prostii. Hm? Ai făcut prostii. Hai mai aproape, ia și mie. Un cofrag de ăsta de ouă m-a învățat cineva, Gavrile, că tare repede ia foc, face fum bine. Și suntem gata. Astăzi o să fie așa o mică prezentare pentru Andreea, că eu nu mai văd matcă, nu mai văd nimic. Hai, dragă, să-ți arăt. Vezi? Ăsta e un stup mic, un roi, pe 3 rame. Procedura e în felul următor. Acolo le-ai popusă. Ai pus turta și o mâncat-o? Așa, turta, că și uitam, dacă sunt apicultor profesionist, turta de la Dulcofruct. Luăm... Aia ce e? Asta e diafragma, care se pune să delimitezi un pic stupul de restul lăzii, când ai rame mai puține. Și... Ia vezi vespea. Uite acolo sunt larvele, cuietul căpăcit, larva într-un stadiu mai mare și aici într-un stadiu mai mic. Dar nu stăm toată ziua, acum îți arăt un pic, mă uit după matcă, vezi? Acolo nu e puietul de o zi. Vezi? Ouăle alea mici pe mijlocul celulei. Da, da. Alea-s puietul de o zi, două. Ceea ce înseamnă că matca e aici, că matca înainte de plecare, bine, acum nu e perioada să mai roiască, matca înainte de plecare, 2-3 zile numai ouă. Ne uităm că avem o oat
bine, mâncare mai puțină. Uite ce frumos e. Mâncarea tot e puiet? La tot e puiet? Da, tot ce se vede căpăcit e puiet. Dar n-am văzut matca, că nu m-am uitat așa decât superficial. Uite, construiesc mierea, coronița de miere. Deci am un pic de culeț, că ieri a plouat. Acum atâta cât se poate, printre ploi. Însă în curând matca nu mai ouă, pentru că vine iarna. Și atunci ea trebuie să o stimulăm. Să ouă acum ca să mărească colonia cât se poate, de pe 3 rame. Dar unde mi-e matca, că nu văd? După am numai a doua ramă ai luat-o, stai că poate e a treia. Asta e a treia ramă. Deja. Asta e a treia? Trebuie să mă uit mai bine la ea. Că aici ai n-are unde fi altfel. E marcată, ia uai. Asta e matca ce am marcat-o prima dată cu alb și după aia mi-am marcat-o cu galben. E o matcă de anul ăsta, cred. Anul viitor o să încerc să o schimb. Bun, asta e o familie mai slăbuță, dar matca ouă bine. Albina e la cules, acum nici familia nu e foarte puternică. Pe rama asta totuși văd că și pe a treia ramă o luat. Dar mâncare nu prea are. Aici este un pic căpăcită, în fine. Atât am vrut să văd rapid, îi pun un sfert de turtă. Uite așa. Dar nu trebuie desfăcută. Nu, că ele se bagă și o tăiată și cum e tăiată, ele se bagă pe partea care e tăiată și se servesc. Asta deja e o familie mai bună, mai mare, un pic. Pentru că uroi făcut în primăvară de vreme. Și așa sumar. Și la el să vedem ce activitate avem. Ia pe prima ramă, cea mai îndepărtată, văd că bagă miere. Deci este un pic de cules. Dacă văd sirop. Acum mă dau un pic mare la Andreea, să vadă Andreea care e viața de apicultor. Că ea numai, i-am dus mierea și i-am zis că îi mai ziceam câte ceva. Dar acum pot să-i arăt la fața locului. Uite, vezi? Ce înseamnă un stup... Bine, un stup mărișor, o familie sănătoasă, mare, care uite câtă miere are. Ele când stau de ploaie, nu mai consumă miere. Când dau un pic de soare, au orice ar fi, pot merge să culeagă nectar. Cât un pic, acum ce mai este în perioada asta. Dar și la familia asta mă uit. Uite, asta e o ramă grea care o simt deja de când încep să scot. Are coronița de miere formată, are puiet bine, da? Pe ambele părți, văd că aici unde am pus banda, că am stricat rama sau nu mai lucrat ele nimic. În fine. Și pe stripul ăla nu se văd nimic, că zice că să lipesc de el varoa, dacă... Nu? Nu, mi se pare că cade jos, moare varoa. Uh-huh. Și n-ai văzut nimic? N-am văzut, m-am tot uitat, dar n-am văzut. Dar nu, aia nu e antivaroa, e antipureci. Da. Ia uite, altă ramă căpăcită frumos, inclusiv pe margini e o dată. Matca asta face treabă bună. Și unde ți-o matca asta? O să o vedem, că e marcată aici și trebuie căutată. Și asta e marcată. Ar trebui să o văd destul de ușor. Așa că, fiind joi,
cu treabă multă prin gospodărie în toate părțile. Am zis, haide cu mine, Andreea, ne băgăm în stup, vedem ce e acolo, filmăm un pic ea matca. Vezi, o ce faină e, lungă, grasă, tânără. Asta e matca de... Asta e matca ieșită din botcă. Da? Deci e matca de anul ăsta. Frumoasă. Și mă uit că aici ai tot e oat. Vezi-o, acolo e, aici e căpăcit, restul e oat, miere este câte un pic. La familia asta nu o să îi pun nimic, nu o să o ajut, văd că pontează foarte, foarte bine. Și asta ne interesează, ca familia să intre cât de bine, cât de numeroasă în iarnă. Pentru că nu s-a supraviețuiesc toate, nu? Cu cât sunt mai multe, cu atât își păstrează ecosistemul mai bine, mai... Mi se pare că matca oprește ponta, adică nu mai ouă undeva la mijlocul august, dacă nu mă înșel. Dacă sunteți apicultori, spuneți-mi voi exact când oprește matca ponta. Însă, ea când oprește ponta, rămâne cu toate albinele care sunt atunci, rămâne în stup. Și inclusiv în septembrie-octombrie, albinele alea cred. Din ce am înțeles eu, dacă mai au vreme, mai culeg câte un pic, știi? Atunci o familie mai numeroasă înseamnă că ele vor mai culege încă până când vor intra la hibernare și le închide de iarnă. Vezi, rame, ideal ar fi, dar nu cred că o să slăbesc familia asta. Decât să slăbesc familia, mai bine mă duc cu o familie mai slăbută în iarnă și mi-asum pierderea, pentru că n-am multe familii. Ce vreau să zic cu asta? Se poate lua, uite aici, o ramă cu păstură multă, cu miere multă, aproape jumătate e miere pe rama asta. Vezi-o? Asta e botcă de matcă. Cu ou în ea. Dar nu știu ce... Dar cum îți dai seama? Păi uite ou. Păi o altă botcă? Și mare. Și mai urmasă... Nu poate fi trântor, de exemplu. Nu-i trântor, că botca de trântor e un pic mai mare ca asta de albine. Celula. Avem miere mult aici, a? Și păstură, asta va fi mâncare pentru ele la iarnă. Asta nici nu avem treabă cu ea, nu ne interesează. Dar ne uităm așa. Facem așa o revizie mică să vedem cum se descurcă familia. Vezi și aici bagă păstură și miere. Este câte un pic de cules încă, văd că albina e plecată la cules, asta m-a interesat. No, ai depășit de 13 minute, ești către 14, vrei să închei? Da, o să închei. Vezi, asta sări la ceartă. Bun. Vor urma câteva zile de caniculă și de vreme bună fără ploaie. M-am băgat așa sumar în ele. Văd că e binișor. Mai am 3 familii de verificat, nu vă ținat citatea ziua, dar în principiu mă bucur foarte mult și asta e vestea pe care am vrut să vă dau celor care sunteți curioși de evoluția familiilor mele de albine. În tupul acesta, unde am primit o matcă tânără, împerecheată, am primit de la Gavrilă, am pus-o aici și a dispărut. Acum, târziu, că abia de o săptămână, am găsit-o, încă mai sunt truntori pe aici colo, până stup, în familie, și matca mea a început să ouă. Deci mă bucur că și stupul ăsta în care eram în dubii dacă va supraviețui sau nu, sau ce voi face cu el, am găsit matcă și totul în regulă. Familia asta e o familie puternică, destul de puternică, pe 7-8 rame, asta la fel, și aici am 3 familii care sunt din roiuri, sunt pe 3-4 rame și încerc să le dezvolt. Să le dezvolt, să le întăresc pentru iarnă. Cam asta e treaba cu familiile mele de albine.
miere puțină, am avut anul ăsta destul de puțină pentru că m-am dezvoltat cu alte familii și la început mă bucur de ele, mă bag cu pasiune și cu plăcere printre ele și sper că vă place și vouă să urmăriți acest fel de videouri cu albinele mele. Lăsați-mi în comentarii păreri, reacții, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare!